Hrana lui Iisus Hristos, cel mai important personaj din istoria creștinătății, a fost o temă de interes pentru mulți credincioși și cercetători ai scripturilor de-a lungul timpului. Deși Biblia nu oferă detalii despre tipurile specifice de mâncare consumate de Mântuitor, există câteva mărturii și informații care ne permit să avem o perspectivă asupra alimentației sale în acea perioadă. Cunoașterea despre hrana consumată de Iisus Hristos, conform mărturiilor biblice, aduce o perspectivă interesantă asupra obiceiurilor culinare și dietetice din acea perioadă. Biblia, una dintre cele mai importante surse pentru informații despre viață și învățăturile Mântuitorului, menționează diferite însemnări referitoare la mâncarea pe care o consumă. Iată câteva dintre alimentele menționate în Biblie. Pâinea. Pâinea este menționată frecvent în Biblie și a avut o importanță semnificativă în tradițiile religioase, inclusiv în evenimentele legate de viața lui Iisus Hristos. Cele mai notabile mențiuni sunt în legătură cu pâinea vieții și cu cina Domnului, ultima cină, în care Iisus a luat pâine și a binecuvântat-o. Peștele. Peștele ocupă un loc important în hrana Mântuitorului, deoarece regiunea în care trăia era bogată în resurse de pește. Mierea. Biblia menționează mierea în diverse pasaje, inclusiv în Vechiul Testament. Totuși, nu există mențiuni specifice despre Iisus consumând miere. Laptele și produsele lactate. Există pasaje în Biblie care se referă la lapte și miere, dar aceasta este o metaforă care descrie țara promisă. Fructele. Biblia menționează diferite fructe, inclusiv smochine, struguri și rodii, dar nu există mai multe mențiuni specifice. Mielul. Mielul era un animal sacrificat în diferite ritualuri religioase, inclusiv în celebrarea Paștelui. Uleiul de măsline. Menționat în Biblie ca ingredient pentru ungerea preoților și în diferite ritualuri religioase. Strugurii și vinul. Strugurii sunt menționați în Biblie, iar vinul a fost parte a ritualurilor religioase și a fost folosit de Iisus la cina Domnului, relatează realitatea.net.